De ce dispare lacul Ciad? Lacul Ciad este situat în zona de sud a Saharei, undeva în regiunea numită Sahel. Era un lac care se întindea în Niger, în Nigeria, în Camerun și în Ciad, în statul cu același nume. Acest lac avea 25.000 de kilometri pătrați și o adâncime între 1 și 6 metri. Nu era cine știe ce, era un lac de tip endoreic, care era alimentat de niște mici râușoare, cel mai important se numea Chari, și alte câteva în Nigeria. Aceste râuri le alimentau cu apă, numai că au fost deturnate de culturile agricole din țările respective. În plus de asta, se adaugă aici și deșertificarea, adică înaintarea deșertului Sahara. Agricultura puternic din zona Sahelului, sărăcia de acolo, secetele din ultimii ani. Ei, toată această situație face ca lacul acesta de 25.000 de kilometri pătrați să fie redus acum la o baltă amărâtă, sărată, pentru că el era dulce la început, care va dispărea în următorii 5-10 ani, odată cu încălzirea globală. Deși, la un moment dat, Ciadu era unul dintre marile lacuri ale lumii. Iată, un dezastru, cumva ecologic, grăbit de om, pe fondul unei deșertificări puternice și a deturnării apelor, râurilor care se vărsau acolo pentru irigațiile din regiunea Sahelului. Așadar, peste câtva timp, Ciadul o să fie o tristă amintire din Sahel.